Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Suntem țara care are 12 milioane de utilizatori de internet și din când în când cel mai rapid internet de prin toată lumea. S-au făcut investiții private, avem mii de lucrători în IT, avem orașe care s-au dezvoltat de pe urma IT-știlor și o industrie care contribuie la dezvoltarea mondială a ceea ce se numește digitalizare. Practic suntem integrați și contribuim foarte mult la chestiunea asta. În continuare însă, suntem țara în care în relația cu statul trebuie să meargă deseori la ghișee. Sau, dacă trebuie să folosești cardul de sănătate, e bine, îți vine să îți pui mâinile în cap, mai ales dacă ești doctor. Și nu ai în realitate nicio platformă în care să găsești toate serviciile statului integrate. Adică un site în care să intri pe loc acolo și să găsești de la numere de mașină până la pașaport, până la plata impozitelor, sau cine știe ce mai fi în relația cu statul. Dar ca să avem acest eșec, am cheltuit sute de milioane, dacă nu mai bine, miliarde de euro. Asta arată ancheta lui Cosmin Savu de la România Te Iubesc Pro TV. Cosmin e în studio, salutare! Salutare, salutare! Câte platforme, dacă ar fi fost să meargă treaba bine, câte platforme din astea platformă e-România, știu eu... Administrație, e-sănătate, a fost un pachet de 10 platforme atunci, în anii 2009-2012. S-au investit atunci niște zeci de milioane de euro, nu mai există, nu le găsești acum online. Au fost și niște dosare penale, a fost o celebră firmă, OmniLogic, dacă nu mă înșel. Au fost bani cheltuiți cu ghiotura în digitalizarea României. Din păcate, suntem la un nivel trist, pentru că toate măsurile astea, toți banii ăștia ar fi trebuit să ne crească calitatea vieții. Despre asta este vorba, despre timpul nostru. Românul pierde extrem de mult timp în interacțiunea cu statul. Unul din motivele plecării multor români din țară este și acesta. S-au săturat să meargă, să se căciulească la instituții, la ghișee, la tot felul de decidenți, mai mult sau mai puțin pricepuți. Chiar asta vreau să vă rog, puteți să sunați deja la 0372069599 să ne povestiți interacțiunea voastră cu statul. Unde vi se cer documente inutile sau poate avem progrese, frate, și merge foarte bine în unele părți. Hai să vedem așa. Poate e mai simplu, Cosmin Savu, să ne uităm invers. E ceva care funcționează la nivel național în relația asta? E platforma ghișeu.ro, care e un parteneriat public-privat, de fapt, și pe care noi putem astăzi să ne facem plățile online. Cred că foarte mulți dintre români apelează. Uh-huh. Și îți dă și cazier judiciar acolo? Acum este cazierul. Cazierul este un boom. Au fost foarte multe accesări în zona de cazier, dar a venit foarte târziu. Ne uităm. Mi-amintesc că în 2016 era o comisie de tăiat hârtii la guvern. Da. O făcuseră tinerii IT-și, da. Erau ni se promiteau eliminarea tuturor dosarelor cu șină. Acum avem o lege a dosarului cu șină. E ironic, pentru că chiar instituțiile statului român nu respectă legea. Adică cei care ar trebui să funcționeze conform legilor votate în Parlamentul României nu o fac. Și așa mai departe. Nu, problema n-au fost banii. Asta e paradoxul de data asta. Și nici acum. Acum cu atât mai puțin. Or să vină enorm de mulți bani în digitalizare. În exercițiul financiar trecut, european, s-au cheltuit în jur de 800 de milioane de euro. Nu i-am accesat pe toți. Nu am avut capacitatea administrativă să-i accesăm pe toți. Descrie-mi un pic ce ar fi trebuit să facem sau ce trebuie să facem. Probabil rezultatele așteptate. Probabil că ar fi trebuit să avem o viziune. Asta lipsește. Să te gândești unde vrei să ajungi. Ce elemente trebuie să aduci în viața românului ca să îmbunătățești interacțiunea cu statul. De fapt, asta este marea problemă. La noi lipsește viziunea. Există viziuni insulare. Există, fiecare instituție are propriul site, fiecare platformă, alte, ele nu comunică între ele, sunt tehnologii,
Unele vechi, altele noi, dar care iarăși nu sunt, sunt insulare. Marea problemă a statului român este că este fărâmițat în toate deciziile șefilor de instituții. Fiecare trebuie să-și aibă site-ul lui, pagina lui, toată funcționalitatea din spate și controlul să le țină cumva la IT-stul primăriei, autorității sau guvernului. Asta ministerul. Înțeleg că site-urile de prezentare, da, probabil că fiecare poate să-și facă un site de prezentare, dar stai, site-ul de interacțiune cu publicul, aici... Vin foarte mulți bani, vorbim de banii din PNRR. PNRR-ul vine, în primul rând, cu reforme administrative. De fapt, scopul acestui plan este reforma administrativă, care vine la pachet și cu digitalizarea, pentru că nu poți să faci în 2024 reformă fără a veni cu instrumente informatice. Deci totul se va întâmpla în zona digitalizării. 20% din PNRR, respectiv 6 miliarde, sunt destinați digitalizării. Banii ăștia trebuie să ajungă în reformarea instituțiilor statului prin informatizare. Dar informatizarea asta nu înseamnă să cumpere racuri de servere sau laptopuri sau tot felul de, de... E nevoie și de ele, bineînțeles. E vorba de programe informatice competitive, să vină, să fie, încă o dată, la nevoia românului. Atunci când intri, tu nu mai ai nevoie să interacționezi cu... Există chiar telemedicină, da? Adică da. Chiar și cu doctorul poți să interacționezi online. Există... A venit criza asta pandemică care ne-a arătat. În zona digitalizării a fost ca un șoc. Ne-a arătat că putem să funcționăm și digital. Putem să funcționăm și în interacțiune online. Nu e neapărat să mergi la ghișeu. Problema e alta. Că acolo sunt oameni care își pierd puterea. Digitalizarea vine la pachet cu transparentizare. Toate informațiile astea or să fie publice, online. Stăpânul informațiilor, acel decident, că e primar sau șef de instituție, își pierde toată această funcționalitate. Inclusiv în zona de corupție. Gândiți-vă cât de multe acte de corupție se întâmplă din cauza ineficienței sistemului public. Trebuie să vorbim și despre asta. Azi ancheta ta arată și zone de corupție, adică cum România și-a ratat obiectivele din cauza corupției și prezintă cazuri, dar și modul spectaculos în care statul este condus astăzi pe tema digitalizării, ca să zic așa, de oameni foarte tineri. Mă întorc. Hai să dăm drumul la dezbatere. 0372069599. Unde funcționează bine relația online cu statul? Unde trebuie să depui, scuzați-mi exprimarea, cerere online la ghișeu? Și în ce situații vi se mai cer documente fizice inutile în relația cu statul român? De fapt, cum vă pun oamenii aceștia pe drumuri? 0372069599. Dezbaterea este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, că avem digitalizare. La Europa FM, cu mine este Cosmin Savu, iar acum vorbește Paul. Salutare! Salutare! Uite, eu o să vin acum dintr-un domeniu, probabil că nu prea se acordă foarte multă atenție. Eu sunt inspector de securitate a muncii și dezvoltatorul unei platforme online de management al securității muncii și al situațiilor de urgență, cu instruiri, oamenii se pot instrui singuri și așa mai departe. Referitor la partea de digitalizare, eu, adică noi inspectorii, care suntem, să spunem, servicii externe și nu numai, pot fi și servicii interne, bineînțeles, ne lovim așa de digitalizarea aceasta care a fost făcută acum câțiva ani, 2 sau 3 ani pe linie de SSM, dar a fost făcută cu jumătate de măsură, în sensul în care, într-adevăr, anumite documente se pot face online, se poate semna o fișă online și așa mai departe. Pe de altă parte, chiar acum m-am întors de la Păulești spre București, așa. Pentru că am făcut o cercetare și, din păcate, spre exemplu, o cercetare din această de accident de muncă nu se poate depune online. Trebuie făcută pe hârtie, adică undeva la vreo 200 de pagini, însemnat fiecare pagină în parte și depus online. Și tu trebuie să depui asta, deci ai făcut cercetarea și trebuie să mergi la inspectoratul de muncă să o depui, nu? Adică să pui dosarul cu ce ai descoperit. Doar pe hârtie. Doar pe hârtie. Da, este, în momentul de față. E straniu. Cât timp îți ia chestiunea asta?
Păi, cercetarea în sine durează câteva zile până la câteva săptămâni, însă durează probabil că o zi sau chiar două să ne deplasăm, uneori trebuie să facem deplasări, după care trebuie să mergem la ITM. Problema este că anumite dosare sunt respinse. Poate nu sunt făcute cum trebuie, poate lipsesc anumite piese și atunci trebuie refăcute. Imaginați-vă un dosar de câteva sute de pagini care trebuie refăcut și trebuie iar depus. Pe de altă parte, ca și experiență, noi am ieșit cu această platformă acum undeva la 7 ani pe piață și abia acum, să spunem că de vreun an și puțin, inspectorii au început, inspectorii de la ITM-uri, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, au început abia acum să realizeze oportunitatea aceasta, să-și dea seama că este mult mai ușor să mergem pe o variantă electronică, unde ei pot vedea documentele online, le pot accesa de mai multe ori, nu trebuie să stăm să lingem hârtii cum se făcea până acum. Asta e ceva ce îmi scapă aici, adică nu înțeleg de ce trebuie să mergi fizic. Am înțeles că nu poți să-l pui în platformă, dar de ce nu poți să le dai un mail cu el scanat? Adică nu se acceptă. Legislația s-a schimbat doar pe jumătate de măsură. Sunt anumite copii acolo. Care e diferența între hârtia scrisă, fizică și hârtia fotografiată? Ce nu se acceptă? Semnătura și identitatea celui care o trimite. Păi nu știe că el are semnătură digitală. Este posibil să fie și acest aspect legat de semnătură, pentru că e o întreagă discuție pe formulele noastre. Cu această semnătură, se acceptă toate tipurile de semnătură. În legea noastră, în 319, s-a stipulat clar că se acceptă cele trei tipuri de semnături, însă ne dăm seama că inspectorii au această teamă să nu greșească sau să nu se ajungă în instanță în caz că cineva nu are o semnătură calificată sau certificată și așa mai departe. Fabulos. Pe de altă... Mai spunem ceva. Acolo stai când te duci tu la inspectorat cu dosărelul, scuză-mă că îi spun așa. Stai și la o coadă, adică măcar să fie treaba, că mă gândesc că nu ești singurul care vine cu... Cozi nu prea mai sunt în ultima perioadă, pentru că anumite documente se pot transmite pe mail, dar nu acest dosar. Dar, spre exemplu, dacă trebuia să trimit un document, o informare către ITM, acum se poate trimite într-adevăr online. Pentru partea de dosare, încă nu s-a schimbat. Inspectorii nu acceptă varianta asta de electronic. Pe de altă parte, nici mediul privat n-a spune că este cu mult înainte sau destul de greu acceptă și mediul privat serviciu. Știi care e diferența, Paul? Mulțumesc tare mult. Diferența este că mediul privat n-a avut la dispoziție niciodată miliarde de euro ca să facă chestiunea asta. Adică oamenii când fac serviciile astea vin cu banii lor de acasă și își graduează dezvoltarea. Dar acum câțiva ani se ducea contabilitatea pe CD sau chiar pe dischetă. Da, pe dischetă, da. Cum era, să-mi amintesc, da. Din păcate, unul din punctele unde noi stăm foarte rău este un top european care se face anual al accesului la tehnologie și al interacțiunii cu autoritățile în mod digital. Suntem constant pe ultimul loc. Stăm bine doar la numărul celor care accesează internetul, la conectivitate și la specialiști. Avem peste 200.000 de IT-iști care sunt în câmpul muncii și stăm bine ca procent. Ți-a zis unul dintre personajele anchetei tale, apropo, vedeți pe Voio, dar a fost un șef al... sau a apărut deja pe YouTube, poate cine a ratat-o duminică și seara. Pe Voio și pe YouTube. Fostul președinte al Comisiei de IT din Camera Deputaților ți-a zis că România va pierde și acest avantaj al vitezei internetului în foarte scurt timp, nu? Da, pentru că rețelele au început să învechească. Noi am avut rețele performante. Paradoxul și ironia a fost, noi nu am avut rețele pe cupru, da? Nu am avut rețelele clasice de dial-up. Și în momentul în care a venit internetul, a intrat direct cu fibră optică. Dar și rețelele astea au început să îmbătrânească, pentru că nu sunt înlocuite și în foarte multe zone sunt vechi. Deci sunt deja din anii 2000. Ok. Fii atent la un mesaj aici, Cosmin Savu, că asta e foarte tare ce am primit aici. Doru pe WhatsApp spune așa: cazierul judiciar scos de pe ghișeul.ro nu este recunoscut la examenul la 8-o. În județul Iași trebuie scos de la ghișeu și un alt ascultător zice că la fel la Suceava. Mă, cum asta?
Asta pentru că nu există nicio autoritate sau instituție care să verifice, să-i verifice pe cei care verifică. Ei ar trebui să fie, încă o dată, cei care nu respectă legea sunt chiar cei din instituțiile publice. Asta este... Fabulos, mi se pare. Păi, de ce-l mai avem acolo? Adică el nu vine cu un document pe care, chis și electronic, trebuie să poată fi verificat. Incredibil. Gabriela, salutare! Bună ziua, bună ziua tuturor! Salut! Eu am exemple și de așa da și de așa nu. Să le auzim. Recent am fost cu mama mea să-și depună dosarul de pensie la Sfântul Gheorghe Covasna. A reușit să-și facă un cont online cu o cerere depusă la ghișeu de la etajul 1. Dar pe acest cont online al casei de pensie nu are nimic, niciun beneficiu. Nu se întâmplă nimic. Da, am auzit și la alte persoane. Au conturi, mi-au povestit... O secundă, mi-au povestit persoane multe că și-au deschis conturi unde trebuie să aibă loc activitatea și nu se întâmplă nimic în contul respectiv. Adică e un cont și atât. Exact. Răspunsul vine tot așa, să nu vede nimic online, nici când se definitivează solicitarea de dosarului de pensie. Deci are cont online deschis la ghișeu și nu ajută la nimic. Am auzit, da. Unde am beneficiat eu de servicii digitale optime, atunci când am depus dosarul de indemnizație creștere copil în București, totul a fost online, completările le-am făcut online, comunicarea a fost doar pe e-mail și s-a rezolvat relativ repede. La ce sector? Că asta e pe sectoare, de câte știu. Sectorul 6. Și același lucru am făcut și cu programul Materna, totul online. Auzi, dar cum se mai face? Când s-a născut, acum mi-a adus aminte, acum 18 ani când s-a născut copilul meu, am luat o hârtie de la spital și am plecat de la spital cu hârtia aia în mână până la primăria, la starea civilă să fac așa, după care m-am dus la primăria sectorului 4, că acolo era născut, ca să iau un ajutor, nu știu ce să dădea. La data respectivă să dădeau niște bani, nu mai știu cum era, dar ții minte că am făcut eu drumurile astea. Azi cum e? Da. Acum este, se poate face online, vorbesc de București, sectorul 6. Așa. Eu am reușit și... fără să o mai deplasez, totul am primit scanat. Orice adeverință, orice cerere, orice document. Asta e bine. În schimb, tot la sectorul 6, în București, am făcut programare online pentru evidența populației să-mi reînnoiesc carte de identitate. Am completat toate documentele, am făcut toate câmpurile obligatorii, am bifat că sunt căsătorită, aveam trei documente de încărcat, nu mai știu, erau numerotați, 1, 2, 3. Era certificatul de naștere, cred că dovada unde locuiesc și încă un... și dovada că am făcut plata. Uh-huh. O dovada așa. De acest document. Și ți-au dat? Când am ajuns acolo, s-au uitat pe documente și mi-au spus că îmi trebuie certificatul de căsătorie. Eu bifând că sunt căsătorită, am putut să finalizez această cerere fără să menționeze că trebuie să mergi cu copia certificatului de căsătorie. Aha, ok, păi da, cum? Asta înseamnă un drum suplimentar. Evident. Deci am fost întoarsă de la ghișeu că nu am avut copia certificatului de căsătorie. Ok, da, te înțeleg. 70% dintre românii care interacționează cu autoritățile revin. Pentru că nu s-a rezolvat problema. Asta era un studiu chiar la Ministerul Digitalizării. Eu pot să zic că deja am o fobie de a merge la ghișeu. Știu că de fiecare dată nu o să reușesc din prima. Sunt conștientă că mă duc doar ca să revin. Asta mi se pare lucru cel mai teribil, că nu s-a schimbat în ani de zile și eu trăiesc... Există o mare inerție și în corpul funcționarilor. Asta trebuie să spunem. Foarte mulți din oamenii care lucrează în instituții publice refuză digitalizarea. Pentru că eu cred că refuză digitalizarea cumva ca să-și păstreze costurile. Că atâta timp cât o să fie tot transparent și facem tot ce fac ei din câteva clicuri, e normal că ei nu o să mai fie. Și eu cred că de asta. Da. De ghișeele acelea. Există și astfel de rețineri. Sunt oameni care cred că o să-și piardă postul în momentul în care digitalizarea o să fie implementată în diverse. E o reținere nejustificată, pentru că statul român are atâtea nevoi, oamenii ăștia, cei 1.200.000 de funcționari care lucrează, o să-și găsească de lucru oriunde, de la asistență socială, la educație, la...
Da, dar ei s-au învățat într-un bloc călduț în care nu vor să învețe ceva nou, să schimbe ceva. Vor la căldurică. Cum au fost învățați, cu puțin, cât muncesc puțin, iau bani medii plus sporuri. De ce să vă mai învețe ei altceva? Când ei poate să facă, mai au, nu știu, maxim 10 ani până la pensie, vor să facă același lucru. Da. Sunt și locuri în care, într-adevăr, serviciile sunt îmbătrânite, sunt oameni vârstnici. Mulțumesc tare mult, Gabriela. Hai să zic și de bine, Cosmin. Cea mai neașteptată și grozavă experiență am avut-o cu primăria comunei Lopadea Nouă, din Alba, unde după moartea mamei mele trebuia să merg să rezolv diverse chestiuni. Am rezolvat-o prin e-mail foarte repede. Prățile le-am făcut online pe site-ul primăriei. Te identifici, îți apar toate obligațiile și faci plata instant, primești recipisa pe e-mail. Simplu, rapid, fără drumuri, cost, nervi sau alte obligații. Locuiesc în comuna Bogata, din Mureș. Celebra Bogata, da. Primăria are site unde se publică hotărârile de Consiliu Local, publicități imobiliare, diverse anunțuri. Totodată se pot vizualiza taxele și impozitele și, cel mai important, se pot plăti taxele locale. Am și invers. Pentru a face o programare la evidența populației sector 6, că tot vorbeam, trebuie să încarci documentele necesare, certificat de naștere, căsătorie, act de proprietate, deci dosarul cu șină este online, da. Asta e o altă problemă. Birocrația se mută online. De fapt, unul din procese ar trebui să fie și simplificarea tuturor pașilor, nu mutarea dosarului cu șină în online, da. În online. Adică dacă îl pui acolo, teoretic n-ar mai trebui să apari. Ana, salutare, ce zici? Da, bună ziua! Bună ziua! Într-adevăr, nu cred că de la unele instituții va dispărea dosarul ăsta cu șină. Și un exemplu, bine, Direcția Agriculturii a făcut acum un program între primării și direcțiile județene. Un an de zile va fi documentația depusă și online și pe șină. Așa, da. Și pe dosarele respective. Eu, în principal, mă ocup cu autorizări de proiecte civile, industriale, uh-huh. Depinde de ce proiect am în lucru. Concluzia mea este că atunci când o instituție are un program implementat, acea instituție eliberează în 30 de zile avizul. Dacă trimitem pe o adresă de mail documentele, atunci sigur nu primește avizul în 30 de zile. Uh-huh. Pentru că, nu știu, nu îl ia cineva până ajunge la un inspector să fie verificat, oricum durează. Și într-adevăr, și părerea mea este că nu se vrea a se digitaliza instituțiile publice și vă dau un exemplu. Pentru un plan urbanistic zonal, îl depui același, cam același proiect cu câteva modificări de 7 ori în primărie. Wow! Unde s-a întâmplat asta? În toate primăriile. Și cum adică de 7 ori îl depui? Te duci la 7 ghișei sau ce faci? Nu, la același ghișeu, da. Îl depui prima dată, ok, să-ți iei certificatul de urbanist. Pe urmă, avizul de oportunitate. Pe urmă, documentația, să spunem că se schimbă foarte puțin, dar terenul sau caracteristicile rămân acolo al imobilului pe care vrei să-l autorizezi. Pe urmă, ai nevoie de nomenclator stradal, aviz de la GIS Cadastru, aviz de la spații verzi, aviz de la care toate se pun la aceeași registratură. Aviz de la Comisia de Circulație, aviz de la Versanță, aviz de la Iluminat Public, aviz de la Direcția okay. de Patrimoniu păi, Public puțin. Și Privat. Și de asta nu se ocupă primăria când tu ai depus cererile astea și ei strâng avizele, nu știu ce, trebuie să umpli tu. Îl depui de 7 ori la registratură. Adică mi-ar plăcea să cred că măcar în 30 de ani nu spun mai devreme, să fie pe fiecare primărie să încarci documentele, în fiecare departament se uită acolo pe proiectele ce trebuie să avizate, să-și dea ok-ul sau concluziile și să se strângă, nu știu, într-o pagină tot ce ai de făcut la proiectul respectiv, să-l completezi cu ceva. Foarte tare. Și asta, bănuiesc că lucrez cu mai multe primării, na, unde te duce viața, da. Și proiectul, nu? Da, lucrez Iași, Vaslui, Botoșan, Suceava. Ok. Și, spunem, nu e nicăieri unde lucrurile să meargă bine, adică să nu-ți irosească timpul în toate județele astea? Deci,
toate instituțiile de apă, de canalizare, de energie electrică, ministerul, Autoritatea Națională de Telecomunicații, toți care au un sistem implementat în care depui proiect, certificat, toate cum ți le cere, acolo lucrurile merg foarte bine. Se eliberează chiar foarte repede. Dar dacă trimit online cererile cu proiectul la primării, acolo e problema. Acolo este problema, pentru că se repartizează aceste dosare foarte greu. Și nu mai spun că se eliberează răspunsurile foarte greu. Mai este o problemă, degeaba se dau legi în România dacă nu se dau normele de aplicare în primăria Iași. Avem un exemplu, în 2019 s-a dat o lege în care se spune că nu mai ai voie să ceri copii legalizate de la actele de proprietate și poți să pui conform cu originalul pe actul respectiv. Mm-hmm. Așa. Nu. Pentru că cererea tip de depunere a unei autorizații nu s-a schimbat, nu s-a umblat și pe cererea respectivă, ești oricum obligat să duci acel act de proprietate legalizat. Pe urmă mai sunt de telefonizare, că vorbeați un pic mai devreme. S-au dat niște legi pe autorizare, că dacă o antenă de telefonie mobilă are sub 20 de metri sau este pusă pe terasa unui imobil construit, nu mai scoți certificat de urbanism și faci toată procedura. Te pui o notificare la primărie, spui că intenționezi să faci sau autorizezi amplasamentul respectiv, primăria trebuie să-ți dea o adresă prin care solicită într-adevăr câteva avize și pe urmă depui de autorizație. Habar n-am ca... Da, din punctul ăsta de vedere nu știu finalitatea, pentru că nu se aplică, nu avem norme de aplicare a legii. Excelent. Da. Da. Excelent. Marea problemă e că autoritățile astea ar trebui să comunice ele între ele, da, pentru că ele sunt posesoarele informațiilor, dar documentelor originale. Noi, de fapt, suntem beneficiari unor copii. Da. Da. E fabulos. Există o lege care spune că instituția publică nu are voie să-mi ceară mie, da, acte ce le deține deja, dar sunt primării în mediul rural în care trebuie să le duci dosarul de la titlul de proprietate până la ultimul act. Care este la dâns și în registratură. Da, e firesc, pentru că trebuie să muncești tu în loc să muncească ei. Ana, îți mulțumesc tare mult. Fii atent ce zice Dan pe WhatsApp. Lucrez în IT de 12 ani în România, dar și în alte țări. Proiectele de digitalizare ale unei singure instituții, de exemplu Evidența Populației sau ANAF sau luați-ghișeul.ro, sunt un relativ succes. Adevăratele probleme sunt la proiectele interinstituționale, unde este nevoie de manager de program cu o vastă experiență în management de program, adică multiple proiecte care au același scop macro și oamenii ăștia trebuie să aibă experiență în managementul schimbării. Astfel de oameni sunt foarte greu de găsit și în mediul privat. Și aici, Cosmin Savu, te întreb, oamenii ăștia care tocmai trebuie să facă relațiile astea, pe unii dintre ei îi întâlni și tu, nu? În ancheta ta. Să luăm exemplu de la Autoritatea de Digitalizare. Autoritatea de digitalizare este un pic o anomalie. Ea ar trebui să se ocupe de proiectele naționale și de implementarea acestora la nivel central. Din păcate, nu are atât de multe funcționalități și nu are atât de multe competențe și nu are atât de mulți oameni pricepuți. Am rămas uimit de vicepreședinții autorității, foarte tineri. Ce experiență profesională au? Sub 25 de ani, dacă nu 26 știu. Are. 26? Unul din vicepreședinți, care a fost asistentă în cadrul aceleași autorități și acum are rang de secretar de stat. Celălalt vicepreședinte, Tamance, a absolvit facultatea. Era la întrebarea mea adresată președintelui autorității ADR-ului, care sunt competențele acestor tineri în a coordona politicile naționale pentru digitalizare, au spus că trebuie să le dăm o șansă. E normal să dobândești competențe și la locul de muncă. Dar au lucrat în companii de IT mari? Au această... Nu.
Nu, sunt amândoi tineri ai unor din organizațiile de tineret ale partidelor de guvernământ, respectiv și TSD și TNL. Ei ar trebui să coordoneze toate aceste proiecte uriașe cu miliarde de euro la dispoziție care să facă România digital. E o struță, o cămilă, pentru că 6 miliarde bani aceștia, 6 miliarde de euro care vin prin PNRR, în jur de 2 miliarde sunt bani care sunt administrați prin Ministerul Digitalizării, care îi administrează prin ADR. Celelalte 4 miliarde sunt la celelalte instituții care își organizează singure, vorbim de ministere de linii sau ministere simple sau, sau autorități sau instituții, care ele o să toace banii ăștia în diverse proiecte insulare, care din păcate nu or să comunice și o să ajungem iarăși la cere din partea cetățeanului să facă drumurile sau munca. Între instituțiile care ar trebui să fie digitale, Titus, cu ce gânduri vii? Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua invitatului dumneavoastră. Am ascultat câțiva dintre interlocutorii anteriori. Noi trebuie să rezolvăm o problemă care, de fapt, nu a fost rezolvată nicăieri în lume deocamdată. Bine, la noi e o leacă mai grav, că noi trebuie să rezolvăm toate trei la vârfurile triunghiului, adică confidențialitate, identitate și încredere. Bineînțeles că unele se exclud pe celelalte. Sunt țări care au rezolvat problema identității, dar au pierdut probabil ca confidențialitatea și încrederea este făcută, cum să vă spun, dacă nu este un sistem centralizat, automat, în momentul de față, nu prea este încredere. Singura excepție fiind probabil rețeaua Bitcoin, rețeaua de criptomonede, să zic. De ce este problema asta? Problema încrederii la noi în țară este specială pentru că noi avem foarte multă șmecherie românește. Așa. M-auziți? Da, da, da. Și în domeniul ăsta șmecheria cum ne atacă? În domeniul ăsta șmecheria vă spun în felul următor. Bine, eu nu mă consider șmecherul. De fapt, urăsc cuvântul ăsta. Nu asta e ideea. Așa. Dar vă garantez că sunt acte care trec foarte, foarte, foarte simplu prin toate instituțiile nefiind reale, nefiind, de fapt, adică falsuri. Adică vorbiți de falsuri. Da, da, sunt okay. Falsuri atât de veridice încât, mă rog, poate și unuia ca mine, având un volum atât de mare, n-aș putea să le dibuiesc. Ce faceți dumneavoastră de puteți face afirmația asta, Titus? Va trebui să mergeți pe încredere. Am înțeles. Deci lucrați într-un domeniu în care utilizați volume mari de acte publice, da? Nu, nici de cum, nici de cum. Eu vă spun din perspectiva mai mică, dar vă spun că au trecut acte până mâna mea care au lucrat mai departe în felul acesta. Bun. Din nou, iar este o problemă de identitate. Când m-a sunat doamna, când am sunat, de fapt, la radio, m-a întrebat din ce oră sunt. Lucru care, iar este o problemă de identitate. În fine, nu asta voiam să discut aici. Deci, triunghiul acesta, poate dacă o să mai intre cineva sau domnul care a trimis mesajul mai devreme din IT, o să confirme aceste trei spețe ale unui sistem care, atenție, trebuie gândit pe un viitor for the foreseeable future. Adică nu-l faci acum și peste 10 ani te trezești că există modalități care pot să spargă securitatea respectivului sistem și să fure date de identitate sau mai degrabă din nou să intre cu șmecheria. Pentru că, din păcate, noi încă suntem o țară care merge pe șmecherie. Nu suntem ca în afară, unde majoritatea oamenilor au intenții bune. De aceea, probabil și oamenii noștri, mai răsăriți puțin la minte, reușesc atât de bine în afară. Pentru că știu cum să fenteze sistemul. Sau să-l respecte. Sau să-l respecte. Pentru că s-ar putea ca regulile acolo să fie mult mai stricte și să fie chiar inteligibile și funcționale pentru cetățeanul de rând. Nu neg, bineînțeles. Altă problemă mi se pare pregătirea personalului. Sau, mă rog, incapacitatea pregătirii. Nu mai poți să mai înveți un om care lucrează, care este de, nu știu, acum nu vreau să jignesc treaba asta, dar o vârstă înaintată,
să-l mai înveți cum funcționează chestiile astea, chiar dacă i-ar ușura probabil volumul de lucru sau i-ar așeza altfel programul într-un fel în care n-ar mai fi aglomerat de un tank de hârtii. Alte probleme mai sunt tunurile care se dau pe chestiile astea și invitatul dumneavoastră chiar a atins subiectul mai devreme și incapacitatea lor de a le face sau de a le face atât de prost încât e nevoie de mentenanță ca să mai tragă tot timpul de acolo fonduri. Un exemplu, vă dau unul care mă lovesc aproape zilnic, este Revisalul. Baza de date a angajaților, da, deci ca idee, deci atunci când instalezi Revisalul pe un calculator și trebuie să iei de la capăt cu să încarci din nou baza de date automat, a fost ștearsă, trebuie întâi să creezi un utilizator, efectiv nu contează, ca să poți să încarci baza de date inițială. Ce fel de programare e asta? Cine a făcut-o? E vorba despre un... Adică știu cine a făcut-o, TeamNet-ul, dar e vorba de un sistem care lucrează toată România, adică cât, nu știu, nu vreau, din nou, nu vreau să jignesc. Când tu ai un sistem anunțat de atâta timp, cum este e-factura, iar ele nu merg cu zilele, adică încerci să tragi rezultatele, să tragi facturile electronice din sistem și ele nu merg. Cum poți să ai încredere în felul în care lucrează aceste firme? Cum sunt contractate aceste firme? Adică, nu știu, într-adevăr, și cum zicea invitatul dumneavoastră, că trebuie să le acorzi încredere. Da, nu contest. Este o secundă, că aici, da, de fapt, e și miezul anchetei tale, că tu poți să spui cine sunt firmele astea, ce au contractat și cum funcționează treburile astea? Astăzi piața s-a mai democratizat, s-a mai schimbat. Eu am făcut un material în urmă cu 8 ani care se chema Digitalizarea hoției. Campioanele contractelor cu statul erau grupurile Siveco, UTI, Asesoft, TeamNet, ulterior. Multe din contracte s-au lăsat și cu dosare penale și cu fraude și suspiciuni de corupție grave. Nu s-au încheiat în instanțe sau în justiția noastră, asta e o altă poveste. Cam aceleași firme au rămas pe primele locuri sau apropiate acelor grupări, dar au apărut și firme noi și astăzi pe piață există posibilitatea să licitații publice la care participă. Problema e că piața noastră este limitată. Piața noastră a fost limitată pentru că foarte puține companii private au participat tocmai din această lipsă de încredere la contracte cu statul. Fiind un vazi-monopol așa creat de niște băieți deștepți, multe dintre companiile care produc produse IT, care sunt pe piața IT, se duc ori în privat, ori în afară. Și atunci competențele astea pe care noi le lăudăm, că avem foarte mulți IT-iști și multe companii care produc, de fapt nu produc pentru statul român sau în relație cu statul român, ci au preferat să lucreze cu clienți externi. A fost o sursă nemaipomenită de corupție de-a lungul multor ani. Pentru că, știi, dacă nu faci un drum sau o șosea, e vizibil. În zona virtuală a fost mai ușor de valorificat. Da. Titus, asta, da, te rog, da, continuă-ți ideea. Asta probabil, ce spunea domnul mai devreme, asta probabil și din cauza că cei la vârf care contractează aceste servicii habar nu au despre ce e vorba. Adică trebuie să ai o leacă de detalii tehnice, trebuie să ai o capacitate ca să vezi ce fac oamenii acolo. Sau, mă rog, sub tine, dacă tu nu ai capacitatea, tu ești doar un bun manager, mă rog, îndoielnic să zicem, trebuie să ai niște consilieri sau niște oameni care să știe efectiv ce se lucrează de către cei care e contractat. Titus, mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă, să vă citesc un mesaj, că ăsta e genul, știi, genul de întâmplare care îți consumă forțele în România, te lovește așa. Și azi am înmatriculat un autoturism la Dolj, mă rog, la serviciul de matriculări. Însă a trebuit să mă supăr și să fac ceva circ cu doamna de la Ghișeu. Pur și simplu a refuzat să-mi primească actele, motivând că actul de vânzare-cumpărare întocmit la București avea semnătură electronică în loc de ștampilă de la primăria sectorului 1. I-am explicat că aceeași problemă a ridicat-o și primăria Craiova, dar până la urmă mi-au emis decizie de impunere și au înregistrat autoturismul în evidențele fiscale. Deci primăria l-a înregistrat. I-am spus că nu am nicio vină că am cumpărat un autovehicul dintr-un oraș în care se lucrează digitalizat la direcția de taxe și impozite. Că știau digital. Incredibil, doamna mi-a restituit actele, mi-a scris pe cerere că nu am actul de vânzare-cumpărare valabil,
Drept urmare, am rămas acolo până când am rămas pur și simplu cu tupeu, până când a venit șeful de la matriculări Dolj, care mi-a spus că s-a rezolvat. De parcă mi-ar fi făcut un mare favor. Știți? Deci ai două instituții, una face o lucru. O să fie această problemă de acum încolo și mai pregnantă, pentru că, iarăși, aceste instituții nu comunică și este o lipsă de încredere între instituțiile statului. Vezi că mi se mare pare... problemă. Deci 2024, ca să matriculezi mașina aia luată de la București, tu trebuie să te duci în două locuri la Craiova. Măcar în două, că astea le-a pomenit. Ce? Publicitate. Da, publicitate imediat, Petru și Alex, știu că sunteți acolo, revenim. România în direct la Europa FM. În direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Da, ne întoarcem. Petru, salutare, de unde ne suni? Bună ziua, bună ziua tuturor. De ascultăm. Eu vă sun. Din Sibiu? Am spus ce instituții mai cer documente. Hai să începem. Sigur. Da. Primării, mediu, cadastru. Fizice, în sensul ăsta. APIA. DSVSA-ul, ANSVSA-ul, medicul veterinar. Să mai continui? Astea toate le vor fizice, adică umblați cu dosarele la dumneavoastră și depuneți acolo o cerere scrisă? Și dosare, cu... și online, și fizic, la medic veterinar niciun caz, nici măcar nu se găsește, deci trebuie să mergem noi la dânsii, că avem firme care se ocupă cu agricultură și parte de agricultură mixtă și animale și vegetal. La APIA, de exemplu, indiferent pentru ce trebuie să mergi fizic, am întrebat de atâtea ori semnătură electronică pe care am dat sute de euro și care trebuie reînnoite la un anumit interval de timp, nu există așa ceva. Personalul de la APIA, când a fost pandemie, a funcționat pe online, a mers online, fără semnătură electronică, dar efectiv documentele se le scanai și le puneai pe mail, pe site-ul lor, indiferent, a funcționat. Ulterior, de anul acesta, și anul trecut cred că a funcționat, nu mai știu exact, dar de anul acesta a revenit fizic. Mm-hmm. Ce cât timp pierzi cu activitatea asta? De fapt, tu ai serviciu să mergi la diverse servicii, păi cum ar fi? Să vă spun, din punct de vedere la relația, noi suntem administratori de firme, gestionăm niște firme împreună în familie, cu soția. Așa. În anii, înainte de 2022, înainte să fie marea debandadă cu micro-întreprinderile, cu impozitele și așa mai departe, aveam peste 10 în familie vorbesc și aici discutăm de administrator asociat unic, administrator unic, pentru că aceste firme au fost făcute ca să fie la un moment dat încadrate ca departament într-o firmă, într-un colos mare. Dar nu a mai fost cazul. Zeci de angajați, iar statul român efectiv ne-a obligat să închidem firmele, pentru că nu mai aveam nevoie să avem mai mult de 3 întreprinderi la un moment dat. Ulterior s-a transformat într-una pe persoană fizică. Iar vis-a-vis de ca timp,
Deci partea de administrare cu statul, înainte ca noi mici întreprinzători, pentru că nu avem firme mari, deși aveam angajați în cele peste 10 firme mai mult de zeci de angajați, care efectiv au fost disponibilizați, 50% din timpul pentru firmă se alocă la chestiile cu statul român. 50%? 50%. De fapt, asta e munca. Muncești ca să faci relația cu muncem statul. Muncem pe degeaba. Asta e muncă degeaba. Da, știu. Știu. Din păcate. Da. Unde merge bine? Trebuie să ne zici că vă fi mergând ceva bine la Sibiu. Dom'le, un lucru. Având în vedere, nu discut neapărat despre primăria Sibiu. Partea cu primăriile mai nasoale este pe partea, având în vedere noi avem puncte de lucru la sat, comunele și coborâm de la orașe mari înspre comune, sate mici, așa. Deci descrescător ca nivel de populație, la fel. Crescător timpul de așteptare, tot felul de probleme, ceea ce înseamnă problemă. Timp mari de așteptare, revenim asupra problemelor. Deci nu e bine, trebuie încă o semnătură, la fel, semnături peste semnături, olografe, multe instituții care ele sunt mari, pentru că APIA este o instituție la nivel național, primăriile la fel, sunt la nivel național. Solicită după ce dai online, nu-ți recunoaște semnătura electronică. Adică cu un document dat online cu o semnătură electronică, care pe o semnătură electronică, dacă sunați oriunde la persoanele care, adică firmele care emit semnături electronice, nu ți le emite fără efectiv un interviu cu cameră. Da, 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 știu. Adică și documentele, buletin, la instituție de stat nu ți-o recunoaște. Eu am zis că nu ți-o recunoaște în sensul că aparatul lor digital are o problemă. Nu că nu ți-o recunoaște statul ca validitate. Nu, exact. Deci este bună, dar trebuie să te duci să mai dai acolo încă o dată cu bățul, să te vadă că ești tu. Unde este acest caz special? Lipsa de încredere. Deci unde este acest caz special? Adică, acest caz special, cred că a fost la Casa de Sănătate. Deci la Casa de Sănătate, dacă ai trimis actul cu semnătură electronică, vrea să te vadă și la față? Da, da, și nu este singurul. Acum nu mai știu exact că... Fabulos, da. Fabulos, mi se pare. Nu este un caz singular, ca să stabilim. Pentru că noi lucrăm având în vedere natura activității noastre, avem foarte multe legături cu statul, în sensul de plătit impozite, taxe. Să vă mai spun o chestiune. Am avut o convenție cu primăria, nu cu primăria Sibiu, cu AGOFM-ul, Casa de Ajutor cu Șomajul Sibiu. Am preluat persoane, convenția era în felul următor, preluai persoane din șomaj, adică care erau aflate în șomaj, îi încadrai în firmă, îi angajai, le dai un serviciu, le dai un salariu, își vedeau de treaba lor, da? Deci scăpai statul român, că vorbim de bugete de general, da. De o cheltuială, tu l-angajai, scăpai, unul la mână, scăpai statul român de o cheltuială, doi la mână, plăteai și contribuțiile la... Adică ai angajat. Deci ai scăpat de șomaj statul român, deci nu mai plăteai șomaj și plăteai și contribuțiile, desigur, la un salariu, nu la un salariu minim, minimul pe economie, adică nu puteai să încadrezi mai jos de minimul pe economie. Okay. Deci cel puțin 1300 de lei, aproximativ, cel puțin 1300 de lei plăteai la stat, plus banii care dădeai la om, care din banii respectivi oamenii își cumpără și plătești TVA tot la stat, iar am angajat persoanele respective. Mi s-a spus că am discutat, domne, sigur, vom putea niciodată, nimeni nu mi-a dat în scris să spune, da, domne, vă calificați pentru convenție. Ne încurajau verbal, da, vă rog, puteți să-i luați, nicio problemă, este și un pic, dar în lege se menționa chita următoare, în funcție de buget. După 12 luni, am sunat, m-am dus personal, nu vă supărați, am preluat o persoană acum un an de zile, deci au trecut 12 luni din șomaj sau o persoană, două, trei, nu mai știu exact câte au fost. Ce se întâmplă cu convenția repede? Păi știți că au trecut 12 luni. Nu vă mai calificați. Da. Mulțumesc tare mult pentru mărturia asta. Sunt ferm convins că statul român poate fi înnebunitor
Cred că ăsta este termenul. Suntem într-un moment istoric. Banii ăștia care o să vină din PNRR, pe lângă alte proiecte europene, ar putea să ne reformeze, să ne schimbe din temelii și gândirea și modul de a acționa în relație cu statul. Vom face asta? Întrebarea e retorică și cu toții ne îndoim. În primul rând că nu există o viziune, nu există o viziune centralizată, nu știm unde vrem să ajungem. Sunt o foarte mare neîncredere între instituțiile statului, care sunt politizate, unii sunt de o culoare, alții de alta, politică, foarte mulți trag în sensuri diferite, plus o mare problemă de implementare. Adică, spuneam la un moment dat că noi avem cu toții o identitate electronică, ca și da, identitatea... Hai că mi-ai făcut surpriză asta. Am dezbătut o bucată și în material. Identitatea pe care noi o primim la naștere, da, CNP-ul, da, are un corespondent și electronic. Noi putem să ne cerem această identitate electronică printr-un sistem pe care deja s-au cheltuit bani, numit RoEID, prin care să ne luăm identitatea așa, pe care să o folosim. Fii atent, că le dărmăm acum site-ul. Avem ceva numit RoEID, da? RoEID. Adică să scrie roeid.ro. Roeid.ro. Da. Ce face site-ul ăsta? E, acolo tu poți să-ți obții o identitate, să scanezi cartea de identitate sau buletinul și o să primești o identitate prin care să interacționezi cu autoritățile statului. Virtuală. Printr-o platformă care s-ar dovedi interoperabilă și care să aibă aceea semantică între toate instituțiile. La ce mă ajută? E acea poartă de intrare, este un element critic în digitalizare. Prin această identitate, care este una, ar trebui tu ca cetățean să intri în interacțiune cu toate autoritățile statului care se presupune că vor fi digitalizate. Astăzi, din 18 milioane de români, acolo s-au făcut, au accesat 30.000 și nu știu câți au identitatea asta pe care să o și folosească, pentru că în platforma aceasta nu sunt înrolate instituțiile statului. Ah, ok. Adică tu ai o identitate pe care n-ai cu ce să o... Degeaba o iau, cum ar fi. Degeaba o iei. Am înțeles. E un proiect pe care s-au cheltuit peste 20 de milioane de euro. Da, fabulos. Care ar trebui să fie, încă o dată, elementul critic al unui cetățean în relația digitală cu statul român. Acolo cheița ta și, dar n-ai unde să te duci cu cheița, aia e problema. Alex, salutare. Ai din ăsta Roeid? Vă salut. Nu am RoEID. Anul trecut, termenul de comunicat de autorități pentru funcționarea RoEID era mai 2023. În apropiere de mai 2023, termenul a fost datat cu august 2023, iar din august 2023 nu s-a mai auzit nimic până azi. Ultimele noutăți pe acest site sunt din iulie 2023. Exact. Deci, ok, am avut o mică eroare, dar eu știu că de prin august, unde am mai văzut un articol, nu s-a mai publicat nimic. Nu am RoEID, nu aș depune pentru RoEID, cel puțin nu în primul an, pentru că nu aș fi convins că RoEID are în spate și tot procesul de securitate aferent acestei funcționalități. În ce sens? Digitalizarea este o chestiune de proces, nu e o verticală de business. Iar procesul înseamnă de la resurse, atenție, nu vorbesc despre buget. Deși dacă interacționăm cu autoritate publică în vederea dezvoltării unor procese IT, toți vor spune, păi, de-abia au venit bugetele sau încă nu avem buget. Păi noi ar fi trebuit deja să avem buget, pentru că ar fi trebuit deja să știm care sunt golurile pe care trebuie să le acoperim. Deci nu trebuie să mai fie digitalizarea o chestiune de buget. Mai mult decât atât, spuneam despre proces, că e vorba despre oameni, iar oamenii trebuie să fie competenți și să înțeleagă ce înseamnă acest proces. Este o chestiune de proceduri organizaționale și de măsuri tehnice, care trebuie să fie elaborate, implementate. Nu este simplu să digitalizezi un
un proces, un business, o verticală, da, păi o țară. Oamenii spun, băi, uite, dăm tot timpul exemplu Estonia. Păi Estonia nu e un exemplu bun. E simplu să digitalizezi Estonia. Sunt 1.500.000 de oameni. Are EMAG, are mai multe comenzi din zilele bune decât întreaga țară, Estonia. Dar să știți că sunt și alte modele, de exemplu Polonia, care are dublu populației României și în ultimii 10 ani au făcut niște pași fantastici. Ucraina, haideți să spunem că e un stat centralizat cu astăzi în război, a făcut pași peste România. Într-adevăr, sunt țări și mai mici. Serbia, Moldova este o țară care este cu an lumină în fața României la digitalizare. De acord. Dar nu cunosc exemplele. Ne uităm peste gard. Eu vorbeam despre România și vă dau un exemplu despre sucombarea procesului. Depunerea unei autorizații de construire, da? Depunerea documentației necesare pentru autorizația de construire. În primul rând, această documentație, nici dacă am crea o infrastructură, sau mă întreb ce infrastructură ar trebui să creăm ca să depunem suite de documente de cel puțin 50 de pagini PDF, 3D, spre exemplu dosar DTAC, studiu Geo. Păi numai studiu Geo are 50 de pagini. Cum? Pe ce platformă pot să primească primăriile mai multe studii Geo sau mai multe proiecte DTAC simultan? Se fac acum niște proiecte de cloud-uri guvernamentale. Zic cloud-uri pentru că sunt câteva ministere. Anul trecut Ministerul Afacerilor Interne și-a inaugurat un astfel de cloud. Există în lucru la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Sănătății și se face un mare cloud guvernamental în care să fie înrolate toate instituțiile statului, instituțiile de bază ale statului român. Dar mie neclar, adică ce e atât de complicat să depui niște fișiere scanate sau în altă formulă digitală la autoritatea statului pentru autorizare de construire? Da, bandă de internet, spațiu de stocare pe server, posibilitatea de a aplica măsuri de retenție, adică nu poți să stochezi aceste informații la nesfârșit, ceea ce în legislația noastră lipsește cu desăvârșire, adică există o singură... Și... Astăzi nu e niciun oraș în România care să dea pe baza asta autorizații de construire, adică pui pe ghișeu electronic și obții autorizația ulterior? Din câte știu, nu. Poate intră ascultători care cunosc mai bine situația, dar eu mă lovesc de obținerea acestor documente și singura modalitate de a le depune este în format hârtie, parte din ele trebuie să le printez eu singur și apoi să mă duc cu ele la primărie pentru a le depune cu brațele. Mm-hmm. Chiar pentru locuințe simple, adică întreb? Nu cunosc. Eu vorbesc despre o casă, o chestiune. A, despre o casă, da. Da, asta întreb. Pentru casă, da. Da, pentru asta este experiența mea. Deci pentru eu trebuie să obțin prin certificatul de urbanism mai multe documente. Fiecare dintre aceste documente au un număr de pagini complex și nu există soluția de a le depune în format online și mail-urile nu ar putea să suporte astfel de atașamente. Da, cu asta de acord, da. Da? Deci cu câte mail-uri ar trebui să trimit pentru a trimite un fișier 3D, spre exemplu. Păi numai un fișier 3D are nevoie de un spațiu de stocare important și de o bandă de internet destul de mare. Și mai este un aspect pe care îl spun. Dar o întrebare. Multe din documentele astea nu aparțin statului român? Nu. Documentele respective aparțin statului român din momentul în care acestea sunt introduse în proces. Până atunci sunt plătite de om, sunt obținute pentru că omul dorește să construiască ceva. Dar firma care le realizează nu ar putea să aibă un acces direct la, mă refer, nu știu, la cadastru, la firmă de GIS sau mai știu eu cum se realizează. Nu ar putea să le... Pentru că ele sunt documentele în scopul utilizării de către statul român. Și ceea ce vorbiți dumneavoastră acum presupune elemente de digitalizare. Deci asta este genul de discuție care trebuie să fie avut de Ministerul Digitalizării, care, by the way, încă n-a descoperit mail-ul, pentru a digitaliza și pentru a
trasa aceste procese. Da, arhitecții care se ocupă de realizarea proiectelor de execuție care implică studiile DTAC ar putea să aibă acces și să conlucreze pentru obținerea studiilor în ZEB, rapoartelor în ZEB, adică cele pe care le fac auditorii energetici, studiu geo, ar trebui să fie cu toții conectați, astfel încât clientul să păstreze, să primească la sfârșit o autorizație de construire. Ar fi extraordinar. Dar asta înseamnă, cum spuneam mai întâi, resurse, da, pentru că eu am nebunia asta, nu vreau să spui că nu că plecăm de la bani. Adică nu există, trebuie tot timpul să ne punem problema existenței bugetului pentru digitalizare. Astăzi nu mai e problema asta. Aceste 6 miliarde de euro s-ar putea să nu... statul român, din păcate, mai are o mare problemă. Nu se uită la randament. Bagi un leu și trebuie să scoți ori 1,05 sau să-ți crească calitatea vieții. Să ai... Și randamentul ăsta se măsoară. Vreau să... aici intervin o secundă, că m-am tot uitat de asta, am lipsit 2 minute din emisiune, m-am tot uitat să văd dacă există vreo primărie. Și vă zic că la Baia Mare, de exemplu, poți depune cerere online pentru autorizația de construire. Eu, ca un mic portal așa, unde completezi zeci de date și poți încărca, din câte îmi dau eu seama aici, diverse documente. Cu diverse documentații tehnice și bifezi aici și pui documentele în diverse chenare din chestiunea asta. Acum, nu știu dacă și funcționează, e ceva ce văd în față la o primă căutare. Poate să ne scrie cineva din Baia Mare dacă merge sau nu. Deci cumva cineva a găsit o soluție și uite, zice, încarcă anexă la cerere, încarcă certificatul de urbanism, încarcă documentație tehnică. Problema este documentația tehnică, așa cum am primit-o și am văzut-o eu. Da. Nivelul de detaliu și piesele din acest dosar, din acest memoriu, că e vorba despre mai multe documente solicitate prin certificatul de urbanism în vederea eliberării autorizației de construire, sunt foarte mari. Într-adevăr, se pune problema dacă funcționează procesul. Da, eu v-am dat exemplu că e creat chenarul respectiv, da. Vreau să mai spun un lucru bun, un bun exemplu, mulțumesc. Sper la un moment dat să-mi iau teren și în Baia Mare atunci. Digitalizarea generează stoc risc. Adică orice digitalizare presupune existența unei politici de continuare a afacerii, de business continuity. Adică trebuie să ai backup în două tipuri de formate pentru a putea să vorbești despre digitalizare. Trebuie să ai documente digitale în măsura în care legislația solicită și documente în format fizic. Păi dacă în momentul de față arde o primărie, eu nu știu dacă există backup în format electronic al documentelor din primărie. Am putea pune mâna în foc în multe situații, nu. Alex, mulțumesc tare mult pentru explicațiile detaliate. Încerc să mai fac loc și oamenilor care mai sunt acum pe fir. Dar eu cred că încercări să pot face, nu? Adică bănuiesc că în Germania... în Statele Unite... sau apropo de cloud-ul ăsta, care nu să... băgăm foarte mulți bani. E un proiect imens, 572 de milioane de euro. E un proiect teoretic administrat de ADR și probabil practic funcțional făcut de SRI și STS cu furnizori privați în zona asta. Ar trebui să preia foarte multe din procesele mari ale statului român și sunt niște data centere imense construite în 4 locuri din țară are STS-ul, știu, un cloud-ul guvernament care o să fie arondat. Mai vii cu o anchetă peste 8 ani. Vedem ce e atunci. Cred că mai devreme, pentru că durata de viață a unor elemente din zona IT sunt de 5 ani, 7 ani. Plus că tehnologia este disruptivă. Noi vorbim astăzi de AI, de inteligența artificială, care ar trebui să vină tot în ajutorul proceselor făcute de către instituțiile statului român. Complicate. Lia, salutare, ești la România în direct. Bună ziua. O experiență la cald azi.
Fiica noastră cea mare a făcut ieri 14 ani și soțul a făcut o programare la evidența populației pentru a-i face buletinul. Noi locuim în satul mare, în locuință de serviciu. Ori aici noi avem doar viză de flotant, domiciliul, buletinul, așa, îl avem la Baia Mare. Așa că soțul cu fiica s-a urcat în mașină și s-au dus dimineață la Baia Mare pentru a rezolva chestiunea buletinului. Acolo au descoperit că nu se poate rezolva problema pentru că soțul nu avea la el, în original, certificatul de căsătorie. Noi avem toate documentele scanate, le avem toate în cloud, le accesăm ușor pe telefon, tot timpul avem toate documentele și ale noastre și ale copiilor la noi, pentru că nu știm niciodată unde ce ni se cere. Însă, la ghișeul de la evidența populației, de la Baia Mare, nu s-a putut face nimic pentru că a lipsit certificatul de căsătorie în original. Apropo, certificat de căsătorie eliberat tot de o instituție din Baia Mare, pentru că noi acolo ne-am căsătorit. Păi nu e... e la starea civilă, da, e adevărat. Da, erau o altă instituție, da, o altă instituție. Dar certificatul era acolo, însă în format digital, nu pe hârtie. Ori asta ce înseamnă? Încă un drum în plus, în condițiile în care încercăm să le explicăm copiilor noștri că instituțiile sunt aici să ne ajute, să vină în sprijinul nostru când avem nevoie de absolut orice. Ori acum stau să mă întreb, oare cu ce impresie pleacă din toată povestea asta copilul meu de 14 ani? Și copilul de 14 ani trebuie să învețe cum e statul român, de la doar de acum are buletin. Se pare că, sperăm să aibă cât de curând, sigur că da, când ne ducem încă o dată la Baia Mare, asta înseamnă că mai lipsește încă o zi de la școală. Pentru că e nevoie de mers cu o hârtie. Care, da, scuzați-mă, acum, format digital, deci a zis așa, ca să înțeleagă toată lumea. Dumneavoastră sunteți din satul mare, dar buletinul copilului... Locuim. Da? Locuiți locuim în satul mare. Locuim în satul mare, în locuință de serviciu. Ah, ok. Și da. Buletinele și avem sunt... avem buletinul pe Baia Mare. Aha. Și nu avem exact nicio metodă în care să facem toată treaba asta online și copilul să meargă doar la poză să-și ridice buletinul. Nu. Deci trebuie să vă duceți până acolo. Da, da. Și acum pentru a doua oară. Acum când am realizat filmările, da? Aveam nevoie de un punct de vedere de la SRI. Am întrebat care este rolul și scopul lor în digitalizare și în povestea cu cloud-ul. Da. N-am primit un răspuns. Pe ultima sută de metri am zis să fac o filmare în care să spun că nu am primit un răspuns. Am primit ulterior un comunicat din partea dânșilor. Și m-am dus să fac această filmare în fața instituției, nu, unde scrie Serviciul Român de Informații. În mod normal a ieșit ofițerul de acolo și ne-a identificat, ne-a solicitat și am oferit de pe telefon buletinul. Era un material despre digitalizare și am spus vă rog, puteți să mă identificați de pe buletinul, de pe cartea de identitate scanată, și a spus că nu, la noi doar fizic. Am râs, bineînțeles. Aveam buletinul în mașină la 5 metri mai încolo, dar am încercat să interacționez digital cu instituția care se ocupă cu digitalizarea. Că nu se poate. Exact. da, exact. Lia, ne-am împăcat cu ideea, vom face încă un drum de Baia Mare, vom mai lipsi o zi de la școală, dar e un gust amar cu care rămâi în momentul în care îți dai seama că lucrurile s-ar putea face mult mai simplu, într-o variantă mult mai accesibilă, în care instituția statului într-adevăr să-și ajute cetățenii. Stai, acum mi-a trecut... în mod oficial lucrează. Mi-a trecut prin cap acum, Lia, mare atenție, să nu cumva să trebuiască să mergeți amândoi părinții, poate vă interesați. Nu râde? Nu râde că nu știi niciodată ce-ți poate cere statul român când ajungi la ghișeu. Da, dar mă gândesc că pe certificatul de naștere al fiicei noastre apărem amândoi. Numele amândurora e acolo. Era acolo... Nu, dacă este certificatul de căsătorie și este suficient. Am trecut și eu prin... Bine. La mine a fost un certificat de divorț și a fost nevoie doar de unul din părinți, cel pe adresa căruia locuia. Lia, mulțumesc tare mult. Îmi pare rău că Silviu n-a mai apucat să vorbească astăzi, dar promit că mă întorc la subiectul ăsta. Cosmin Savu, îți mulțumesc pentru că ai fost aici. Sunt convins că subiectul ăsta o să ne mai stârnească discuții, o să vorbim mult despre digitalizare în România. Săptămâna viitoare cred că o aștept pe Paula Herlo, dacă n-ați
un subiect despre patrimoniu și conservarea acestuia. Mulțumesc mult încă o dată, îți doresc spor la treabă. Ancheta România Te Iubesc este pe Voio sau pe YouTube. Aici la Europa FM, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.